Mănăstirea Antim din capitală și-a sărbătorit hramul în Duminica Tuturor Sfinților. Încă de la primele ore ale dimineții, credincioșii de toate vârstele din București și din împrejurimi au venit pentru a se ruga în Sfântul Locaș. Sfânta liturghie a fost oficiată de Preasfințitul Părinte Ieronim Sinaitul, episcop vicar patriarhal. Mănăstirea Antim continuă să-și ducă mai departe activitatea ei, sfintele slujbe, propovăduirea, misiunea ei printre credincioși. De aceea este una dintre mănăstirile cele mai prețuite ale Bucureștiului și o mănăstire la care se poate ajunge foarte ușor, fiind aproape de toate destinațiile. De aceea, credincioșii care vin aici urmează tradiția Părintele Arhimandrit Sufian Boghiu, care a fost ultimul stareț și mare duhovnic, dar și altor părinți care s-au nevoit aici, Părintele Paisie, Părintele Adrian, care și au marcat profund viața și drumurile credincioșilor în vremuri grele. Această moștenire, împreună cu darul pe care l-a lăsat Sfântul Ierarh Martir Antim Vireanul, continuă și astăzi să aducă lumină, să aducă bucurie, să aducă îndrumare. Credincioșii prezenți la eveniment au primit din partea mănăstirii pachete cu alimente și hrană caldă. Răspunsurile la strană au fost date de corul de muzică bizantină Tropos din Atena, venit special pentru acest eveniment. Această slujbă este o slujbă deosebită în fiecare an, ținută de către noi, Sfânta Mănăstire Antim, datorită hramului instituit de către ctitorul și ocrotitorul acestei sfinte mănăstiri, Sfântul Antim Ivireanul, mitropolitul Țării Românești. După Sfânta Liturghie am împărțit pelerinilor 1000 de pachete și masa celor care nu au mai ajuns să primească acest pachet. Cu mila lui Dumnezeu, aceste evenimente ce au compus acest hram al Sfintei Mănăstirii Antim a fost plin de bucurie, de o frățietate și nu numai liturgică, dar ne-am bucurat deosebit de mult de prezența deosebită a pelerinilor într-un număr foarte mare, ceea ce ne arată evlavia față de Sfânta Mănăstirii Antim și mai ales față de ctitorul ei, Sfântul Antim Ivireanul, tipograful și mitropolitul Țării Românești. Mănăstirea Antim a fost ridicată între anii 1713 și 1715 și rămâne în continuare unul dintre cele mai remarcabile monumente de arhitectură, pictură și sculptură din țara noastră. Pentru a nu fi demolat, ansamblul mănăstiresc a fost translat de pe locul inițial în ianuarie 1985 la inițiativa inginerului Eugeniu Iordăchescu.